Ok, Andrei, sunt de la MNC Musical, am curs ceva lângă mine. Am ajuns la Tama. De fapt, tocmai am terminat clipurile de la Ibanez. Voi încerca, în afară de produse de marching band, care ar fi noutate, dar în România neexistând așa ceva, voi începe cu partea de muzeu. Ceea ce vedeți acum sunt cele două pedale simple, Tama HP90P, pe care l-a folosit Lars Ulrich în turneul albumului Black de la Metallica. Aici avem un prototip din 1992 pentru primele modele de Iron Cobra. Ok, generația 93-97 vă salută în momentul de față. Mergem mai departe, generația 98-2010. Modelele ediție limitată din 2006, full pro, super. Și prezentul, inovație de la LAN. Ok, acum am să vă arăt modelul folosit de către Stuart Copeland, bateristul de la Police, între 2007 și 2008. Aceasta este chiar pedala pe care el a folosit-o personal. Este foarte îngrijită. Exact precum vă arăt acum Iron Cobra lui Mike Portnoy, folosit între 2002 și 2004. În momentul de față, Mike Portnoy cântă pe modelele Speed Cobra. În momentul din care le-a primit undeva în jurul turneului Black Clouds and Silver Linings. Modelul, pedala, folosită de către Simon Phillips între 99 și 2001. Voi încerca să găsesc un unghi la camera astfel încât să vedeți mai mult pedala, mai puțin pe mine. Și așa am terminat partea de... partea de mini muzeu, ca să zic așa. Metodul de față, visajele pentru seria Serile Star Classic. Zicem că în cazul în care ați fi foarte mari fan Mike Portnoy, ceea ce doriți este o tobă cu acest mesaj. Black Clouds and Silver Linings. Este exact mesajul folosit de Mike Portnoy în timpul ultimului turneu pe care l-a avut în Dream Theater pentru a promova acest album. Și este exact mesajul care apare și în primele extrase de pe single de pe acel album. Ok, mergem mai departe. Ceea ce trebuie să vă prezint este noua Star Drum. Ok, în momentul de față avem o tobă peste toate celelalte tobe făcute de Tama în acest moment. Și este vorba despre aceste modele. Ok, unul lucru ar fi foarte bun de observat este noul sistem de prindere al tomurilor. Foarte pe scurt, este un sistem în care tomul se rezemă de stativ prin acest această bucată de cauciuc care este reglabilă și ca lățime. 1 la mână, 2 la mână, în momentul în care v-ați reglat înălțimea, vă place unde este tot, ca să scoateți tomul. O secundă, așa, ca să scoateți tomul, apăsați doar butonul de lag, puteți să ridicați tomul cu tot, cu tot cu partea de sus de prindere pe care vă arăt aici. Se ridică cu totul. Iar această parte rămâne direct pe stativ. Astfel, montarea și demontarea este cea mai rapidă la orice sărătoare pe care l-am văzut odată. Totul de la această tobă a fost regândit. Inclusiv unghiul la care este decupată veșca interior, astfel încât să facă cât mai mult contact cu fața. Chiar și lucruri extraordinar de mărunte, cum ar fi așa,
acesta este partea de cauciuc care rezistă la orice picior de susținere, la o tobă. De ce este interesant asta? În mod normal, această parte metalică de aici merge inclusiv prin partea de cauciuc și este legată direct de acel țăruș care poate fi folosit astfel încât să prinde, astfel încât toba să nu alunece. Dar asta înseamnă că pe suprafețe mai tari veți prinde inclusiv vibrații în plus, va produce vibrații în plus. Așa că, spre exemplu, această tobă, partea metalică de sus se oprește undeva pe aici. Urmează doar o zonă de cauciuc care este tampon pentru a nu permite vibrațiilor să scurgă, urmând partea cu țărușul să fie complet separată de suportul de sus. Aceste tobe vin în mod normal, apar de modelul care vi-l arăt în momentul de față, care este o tobă de rezonanță de diametru mai mic. Toate, în schimb, sunt un pic mai înguste. Toate acestea sună extraordinar de puternic, extraordinar de bine definite. Este exact sunetul de tobă la care v-ați așteptat la o tobă mai mare Tama, dar prins într-o variantă un pic mai îngustă. Nu știu cum au reușit, dar au reușit. Ok. Acum vă voi arăta un set mai mare de stat, exact ceea ce vă și spuneam. Asta este un set normal de 22, toba mare de 22, dar lățimea este de doar 14, este foarte mică. Vă avea grijă să vă pun la dispoziție și clipuri în care veți putea auzi această tobă mare. De asemenea, deodată, aceste modele se fac doar în Japonia. Nu există variantă făcută în fabrica Tama din China. Acestea sunt variante de finisaje disponibile. Pe ele, pentru că oricum pozele de calitate înaltă pe care vi le vom pune la dispoziție o putea oferi mai multe detalii. Ok, noutățile de la SLP. Momentul de față ar fi acest studio Maple care vine cu o ramă de arțar. Acestea au fost principalele noutăți de la Tama. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept la următorul clip.